să fii os de-al fratelui tău retezat de sabia dușmană. Brăzdar să fii, să fii duminică, doină să fii, ca să ai dreptul de a săruta acest pământ îndurerat de atâta rod. Trebuie să te poziționezi în această stare de evlavii față de valorile și din și tăi pentru a putea intra și vorbi despre acest neam acum am vorbit așa să zic poetic, filozofic, dar întrebarea este asta, bun, ce treabă are asta cu noi, adică în mod concret înțeleg filozofia, dar nu știu, eu de seară trebuie să fac niște cartofi prăjiți, înțelegeți ce, ce spun. Și atunci trebuie cumva să ne aducem, să, să, să ne privească și pe noi, cu ce anume, cum mă privește pe mine asta, că altfel e doar un exercițiu intelectual sau poetic noi, noi ne putem raporta foarte ușor la, la, neam prin proximitate, adică prin bunici. Bunicii, noi suntem, ei sunt moșii și strămoșii noștri, prima dată se opresc la bunici. Noi avem această reprezentare, părinți bunici. Și primul exercițiu pe care îl propun este acesta să vă gândiți la un bunic sau o bunică preferată sau poate la doi bunici, cum la bunicii tăi preferați să zic. Și să faci acest exercițiu, să-ți amintești chipul lui sau chipul bunicilor, să-ți amintești cuvintele, felul în care îți vorbeau, glasul, cum suna, care era tonul, al bunicului preferat, al bunicului care rezonez, care erau sunetele curții în diverse anotimpuri, cum, cum scârția poarta, cum bătea vântul prin copacul din curte, cum era răcoarea casei vara, care era căldura sobii iarna. Să aduce aminte din primăvară florile grădinii, cum era mirosul casei. Să aduce aminte uh, fructele, cireșele, gutuile, strugurii de toamna. Să aduce aminte plăcintele care făcea bunica. Sau zâmbetul și dragostea cu care te primea și cu care te privea. Asta e necesar să intri în această aducere a minte care, care anume din amintiri și care anume din calitățile lor rezonează cu tine? Și cu ce anume din ei ai vrea tu să semeni? Care calitate de-a lor ai vrea tu să o împrumuți? Și cum crezi că ai putea face lucrul ăsta? Ce anume din ceea ce ești tu acum ar face pe bunicii tăi mândri și bucuroși? Pentru ce te-ar aprecia? Păi ajuns domn mare. E făcut școală multă. Pentru ce te-ar aprecia ei și cum s-ar bucura ei, gândindu-te, văzându-te pe tine acum în postura în care ești. Poți fi câteva rânduri, dar important este să, să conțină lucrul ăsta. Să fii o reamintire, o recunoștință, o mulțumire și o propunere pe care ți o faci pe viitor sau o promisiune pe care le-o faci pentru viitor. Dacă ei trăiesc să, să faci lucrul ăsta fizic, să scrii scrisoarea și să o, să o trimiți prin poștă. Dacă dacă ei sunt plecați dincolo să, să aprinzi o lumânare la un mormânt de-a lor sau să duci o floare și să citești acolo încet, în gând, discret fără să te vadă nimeni scrisoarea și adresarea lor, și adresarea către ei directă. Neamul ca un șir lung de bunici. Și bunicii tăi aveau bunici, corect? Și așa cum tu simți aceste lucruri, această dragoste când te gândești la ei, și ei au avut bunici pe care, cu care au rezonat, s-au simțit ocrotiți. Concret, noi, noi practic asta suntem. Suntem ca un, ca un uh, lanț neîntrerupt de dragoste, de, 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 unitate între, între noi și bunicii noștri. Și bunicii lor și așa mai departe. Neamul spuneam că e o taină, e o taină care ne apără, dar noi avem această inserare directă în neam prin bunici și bunicii prin bunici. Nu e ceva abstract, nu e ceva filozofic, nu e doar ceva filozofic sau doar ceva poetic. Este ceva foarte fizic. Este un șir lung de bunici. Este ca un cântec care ne cântă pe noi. Noi avem lucruri în noi care nu știm exact de unde sunt. Și dacă ne uităm atent la bunici, vedem că au și ei ceva acolo, și ceva rodește în noi, chiar dacă conjuncturile sunt cu totul altele. Dacă societatea de acum este cu totul alta, este în neam această, această taină, acest dor, această tensiune dintre ce este și ce a fost și ce va să fie. Un lucru ușor de conștientizat pe care vă invit acum să-l faceți este asta, să, să te gândești că de la tine până la decebal este o serie de 40 de bunici în bunici. Cum se calculează asta? Într-un secol sunt cam doi bunici. Distanța între nepoți și bunici, în jur de 50 de ani, într-un secol sunt cam doi bunici. Și în 20 de secole, cât ne despart din noi, de pe de, noi, de vremea lui Decebal, sunt cam 40 de bunici. Și acești 40, vreau să ți imaginez că ei, în cap, într-o sală de clasă, știi, o ședință cu părinții cum arată. 40 de oameni stând într-o sală de clasă, să faci acest exercițiu de imaginație. să imaginezi ca la o ședință cu părinții, ca la o ședință cu bunicii, bunici din bunicii tăi, bunicii bunicilor, dar să imaginezi pe toți de aceeași vârstă, cum era, cum era în, în, în fotografia din, din mai sus, de toți de vârstă aproximativ asemănătoare, și-ți imaginezi toți. În fața ta într o sală de suficient de mare cum acești, acești șir de 40 de bunici se uită la tine privind, te privesc cu drag, cu încredere și cu bucurie. Tu ești rodul acestui șir din neam, din neam. Și ești tu ești în fața lor și asculți un îndemn, o, o încurajare tăcută a lor. Și vreau să scrii ce simți și ce îndeamnă ei să faci. Ce simți tu în sufletul tău că ei îți spun să faci? Și practic, important, văzând, imaginându-ți în față acest șir lung de bunici, să înțelegi că tu Ești în continuarea lor, tu ești următorul, tu ești următoarea verigă în lanțul lung al neamului tău. Și lanțul meu cu uh, lanțul meu de bunici, cu lanțul tău de bunici, cu lanțul fiecăruia din, din, dintre noi, formează acest neam. Și avem cumva o răspundere, dar mai ales o onoare, o cinste să fim continuatorii, suntem noua verigă, suntem za. Za, știți ce înseamnă za? Verigă, de lanț. Știți, za e un cuvânt foarte vechi, un cuvânt daci.